Fortunes igual. Numele meu este Joaquín González, sunt reprezentantul al firma d'AIMSA în România și Republica Moldova și administrator la firma Natur Grup Integral SRL, care distribuie aceste produse în România. Ne aflăm la ferma lui domnul Andrei Voitoș, în al doilea an de testare. Anul trecut am făcut o primă testare, pare că le-au plăcut produse, și anul acesta am testat deja toată gama, tot protocol cum îl recomandam, cu produse d'AIMSA, să vedem cum se comportă, cum reacționă planta în momente de stres, cu probleme. Important este să vedem dacă investiție făcută în aceste produse în cultură se regăsește în produsul. Din păcate, anul acesta la preț nu prea se regăsește, dar la preț nu putem interveni noi. Andrei, ce produse ai folosit anul acesta? Spune-ne un pic ce ai făcut în... Bună ziua, bine ați venit în primul rând. Anul acesta am folosit toată gama d'AIMSA, dar sunt impresionat în mod special de patru produse, și anume Naturamin VSP. Vorbim de un produs, un biostimulator pe bază de aminoacizi, care ajută cultura în momentele grele de stres, care în ultima perioadă au fost din ce în ce mai dese. Avem schimbări climatice majore, avem stres termic, avem stres hidric. Încurajez toți producătorii de legume și fructe să folosească Naturamin VSP de 3-5 ori pe sezon, câte 500 de miligrame pe hectar. Un alt produs de care mie mi este foarte drag și îl folosesc cu mare încredere, considerând că nu are niciun alt rival pe piață, este Naturamin Calciubor. Uniformizează fructul, îi creează rezistență la transport, în special dacă vorbim de pepeni galbeni. De asemenea, ajută și la producție, întrucât fructele vor fi mai mari, mai uniforme, automat mai grele. Deci producție un pic mai mare. De altfel, fiind prezent și borul în el, stimulează înflorirea undeva cu 15% în plus față de o cultură unde nu a fost aplicat Naturamin Calciubor. Un alt produs foarte fain pe care îl recomand cu încredere este Folitex, un produs complet pentru fruct. Îl puteți folosi din fenofaza de înflorire a plantei până spre finalul sezonului, până spre pârgă, să spunem. De asemenea, o altă variantă pe care o oferă d'AIMSA este Citoplant în combinație cu Pleniflor pentru stimularea înfloririi. Stimulează undeva cu 20% în plus înflorirea. Un alt produs pe care eu îl folosesc cu mare încredere este Terra Nova. Anul acesta l-am folosit înainte de transplantare. Domnul Aurelian îl recomandă și undeva până în pârgă, undeva la 5 kg. Numele meu este Aurelian Cioară, sunt la rândul meu producător de pepeni. Mai nou, după testarea produselor d'AIMSA, am început și colaborarea cu firma Natur Grup Integral, care este distribuitor, importator și distribuitor în România, în sensul că mă ocup de promovarea acestor produse, le facem cunoscute la nivel național și nu numai cultivatorilor de pepeni, în general legumicultorilor, pentru că ușor-ușor am căpătat încredere în ele. De la început m-au surprins plăcut, bineînțeles. Dacă nu eram aici, asta a fost unul dintre motivele care am început colaborarea, calitatea produselor. La început au fost 3, când le-am cunoscut în urmă cu vreo 8 ani, acum deja sunt 20 de produse, toate se testează și se verifică la mine în cultură, cât și la cei mai apropiați colaboratori, cum avem ca și exemplu pe Andrei aici. Ele au confirmat și pe sorurile nisipoase și pe temperaturile extreme din sudul României, în zona Corabia de Buleni, confirmă și la Gheorghe Doja. De câțiva ani au confirmat și spre nordul țării, spre zona Botoșani, adică la nivel național rezultatele au fost foarte bune cu întreg protocolul. În spațiile protejate, în afară de produsele pe care le-a prezentat Andrei,
Mai este nevoie de niște, cum să-l numesc, legumicultorii din spațiu protejat, produse de finețe, adică un complex de microelemente cu magneziu, naturmix magneziu, un complex de microelemente cu fier, naturmix el. Andreea a omis că baza practic la înființarea culturilor asta este leonardita. Leonardita, stacis, humii și fulviș, care se folosesc la pregătirea terenului. După care produsul Raiza Mix, biostimulatorul cu cea mai mare concentrație de microelemente, destinat înrădăcinării. În testări am observat că a confirmat și la tratamentele radiculare, și la îmbăieri, și la tratatul seminței, și mai nou, fermierii români, cum sunt curioși și cum face fel și fel de încercări, ne-a atras atenția că merge foarte bine și foliar, chiar și după fructificare și legare, ajută și stimulează planta să evolueze. Mai avem Naturacid, este un produs pentru reglarea pH-ului la apă, care din ce în ce este folosit mai mult. Avem spray fix adjuvantul, bioadjuvantul pentru tratamentele foliare, care ajută orice tratament foliar să se absorbă mai bine de plantă, practic lipiciu, cum îl știm noi popular ca și denumire, de ajută fiecare substanță, inclusiv fungicidele, să fie mai bine absorbate. Naturaminul, care nu mai cred că trebuie prezentat și mai are nevoie de prezentare, pentru că confirmă la toate culturile, și în spațiu protejat, și în câmp deschis, și la cultura mare, și la pom fructifer, adică tot ce înseamnă plantă, tot ce înseamnă viu, tot ce produce clorofilă, este un produs extraordinar care ajută planta să evolueze. Citoplantul și pleniflorul, cum vă spunea Andrei despre ele, sunt produsele de înflorire și legare. Citoplantul este citochinină naturală care mai nou a fost folosit și la creșterea fructului, unde a demonstrat, divide celula și din fruct, și îi mărește greutatea, îl uniformizează și îl aduce mai repede la maturitate. Cum vă spuneam despre Naturmix magneziu și Naturmix fier, mai ales pe culturile extratimpurii, când există carențe, știe toată lumea că magneziu ajută la fotosinteză. Terenova este evoluția acizilor humic și fulvic în leonardită, îmbunătățit cu potasiu. Dacă la începutul perioadei la plantare avem nevoie de Raiza Mix pentru a stimula rădăcinarea. După fructificare, din punctul meu de vedere, ar trebui să alternăm Raiza Mix cu Terenova. Terenova deblochează și îngrășămintele blocate în sol, îmbunătățește calitățile solului, plus că, datorită conținutului de potasiu împreună cu acizii humici și fulvici, ajută și la maturitate, dă culoare fructului, uniformitate, ajută planta în general când a suferit de o nutriție dezechilibrată. După care, Naturaminul, calciu și bor. Știți și dumneavoastră că la temperaturii legumele au nevoie de calciu pentru a le proteja de razele ultraviolete. Borul ajută la înflorire, practic întărește rezistența plantei și a fructului, iar fructele care au primit tratament cu Naturamin, calciu și bor au și o rezistență mai mare la transport și depozitare. Mai departe avem un produs nou, introdus de curând, Naturaminul Plus. Este un complex de microelemente nou pentru piața din România. Este o compunere între Naturamin și toate celelalte Naturmix. Adică Naturamin Plus conține microelemente, conține celelalte produse Naturmix, magneziu, Naturmix gel, Folitex, plus o concentrație mare de aminoacizi, că ajunge la 400 de grame per litru. Nu în ultimul rând, din punctul meu de vedere, iarăși un produs extraordinar, cum spunea colegul, că 4, probabil că le-a văzut carența și a fost nevoie de ele la el în cultură, ele toate fac diferența. Aceste produse măresc imunitatea plantei și rezistența la boli. Asta nu înseamnă că nu mai vin insectele sau că nu mai apar bolile. Dar pe o parcelă sau pe un solar unde s-a folosit protocolul DAIMSA, se mărește imunitatea plantei și rezistența la condițiile adverse. Iar pentru a încheia cu succes o cultură, recomandăm produsul Naturfruit. Naturfruit iarăși este un produs care face diferența. Este potasiu fără clor, nu afectează înflorirea și legarea pe etajele superioare la legumele cu ciclu lung. Mai nou, la culturile extratimpurii de cartof s-a folosit cu rezultate extraordinare pe solurile nisipoase de la Debuleni, a mărit producția cu 30% a cartofului recoltabil de calitatea întâia.
Când prezentăm produse, de obicei sare toată lumea la gât, că spune să nu folosiți chimicale. Produsele acestea nu sunt ce înțelegeți unii pe chimicale. Produsele acestea sunt sintetizate de origine natural, aminoacizi la naturamin, microelemente. Putem să facem o mică comparație. Dacă noi combinăm toată gama de produse pe care le avem pe masă cu Naturcomplet G la pregătire de sol, este leonardita pură activată cu oxid de potasiu, cu un mix de o tonă, putem să facem echivalent la între 40 și 80 de tone de gunoi de graș. Depinde de origine de gunoi de graș și depinde de compostare. Cu un avantaj, zic eu, mare. Una, nu aducem dăunător, nu aducem bolile. În gunoi de graș, dacă nu este bine compostat, știți perfect că va aduce, sunt semințe de buruiene, sunt dăunător și sunt bolile. Aici, dacă comparăm, avem acizi humici și fulbici, cum există în gunoi de graș. Avem toată gama de microelemente în concentrație mult mai mare, pentru că sunt scoși de unde provin și concentrate lichide. S-a vorbit de mai multe produse, sunt unile că sunt total diferit, nu există pe piață un produs Naturamin cu 80% aminoacid liber, predominant prolina și serină. Acum 3, 4, 5 ani de zile se vorbea despre aminoacizi. Când am început, când am adus prima dată în 2012, mă duceam la oameni, vorbeam de aminoacizi, majoritatea nu știa despre ce vorbim. Acum deja se face o diferență între aminoacizi liberi, aminoacizi complexe și peptide. Acum trebuie să facem încă un pas, este să identificăm ce aminoacizi conține produsul, pentru că s-a umplut piața de produse pe bază de aminoacizi, în care nu ne spune câte aminoacizi sunt liberi, ce procent de aminoacizi liberi și nu ne spune ce aminoacizi conține. De exemplu, bine a spus Aurelian, pe magneziu ne ajută la fotosintesis, dar pentru a produce acea clorofilă din fotosinteză avem nevoie de acid glutamic. Când avem probleme de fitotoxicitate, de orice stres, fitotoxicitate, îngheț, arciță, seceta, cu orice problemă de stres, îl rezolvăm cu Naturamin sau ajutăm plantă să treacă peste stresul respectiv datorită conținutul de prolina și serină. Citoplantul, de exemplu, este singur produs cu concentrație de 400 de parts per milion sau 0,4 grame per litru, cum ne-au remarcat cineva că e dozaj mic, că e doză mică. Am spus, arată-mi un produs mai concentrat, până acum nu a venit omul să mă l-arată. Sunt citochinine naturale, nu sunt citochinine sintetice. Alt avantaj că prezintă produsele de la Daimsa, toate produse pe bază de alge marine, conțin și fitohormoni. Fitohormonii principale sunt auxine, gibereline și citochinine. Daimsa, faptul că produce citoplantul, că este o concentrație mare de citochinine, le strage din acele alge marine, același că fabrică Raithamix. Adică concentrație, raport, procent de auxine și gibereline în Raithamix sunt mult mai mare decât cu citochinine. Știm că auxine și gibereline ne ajută și la dezvoltare radiculară și la creștere de vârf. Citochinine la lăstăr și la legare pe divizie celulară. Am vorbit despre toate produsele, am văzut încă câte sunt. Hai să vedem acum, Andrei, cum sunt. Acum va trebui să facem și test de calitate. Mulțumesc mult! Nu putem să transmitem gustul. E bun. Dacă nu spunem nimic, e că e bun.
Eu mai vreau. Daimsa oferă o gamă complexă, o gamă largă, completă și care adaugă finețe, după cum spunea și Aurelian, pentru fiecare produs. Uitați-vă, aici, din păcate, cuțitul meu nu a fost suficient de lung să-l pot tăia în două. Vedeți, un roșu intens, cum spunea și el, asta datorită naturfruit, coajă subțire, cu toate coaja este subțire, avem rezistență bună la transport, asta datorită lui Naturamin Calciu Bor. Planta este foarte viguroasă, acesta este cam al patrulea pepene produs de cultura respectivă, asta datorită unui start foarte bun oferit de Raiza Mix plus Naturamin, o înrădăcinare excelentă, fapt care ne ajută pe tot parcursul sezonului să putem recolta de mai multe ori. Doar așa putem ajunge la 100 de tone, cum de altfel speră orice producător de pepeni. Deci folosiți Daimsa cu încredere, veți vedea rezultatele încă de la prima aplicare, dacă după transplantare aplicați prin fertirigare sau foliar Raiza Mix, veți vedea instantaneu, vă recomand, muiați alveolele, lăsați-le 24 de ore, 48 de ore și după aceea începeți să scoateți plantele din alveolă, să vedeți cum a plecat deja rădăcina, cum se activează alb, sănătoasă, curată. Deci rămâne să vă convingeți pe proprie piele. Am văzut calitate, am văzut cantitate, recomandam un protocol, deja am lucrat împreună cu Aurelian de 5-6 ani de zile. Aurelian? În ce lucrăm? Adică s-au introdus produse noi, de la 3 produse am adus la 20, toate sunt testate și verificate, au confirmat și continuăm să îmbunătățim tot protocolul, să acoperim tot nevoia plantei pe ciclu de evoluție. Noi am început cu două produse, Raiza și Naturamin. Încet, încet, la ședință de unul, de altul, am ampliat gama și înainte să punem un produs pe piață, este testat de Aurelian la el acasă pe parte de pepene, pe parte de cultura mare, colaborăm cu mai multe stațiuni de cercetare din țară, Săcuien, Turda, Caracal, Mora Domnească, Fundulea, nu vreau să uit pe nimeni, Lovrin, unde testăm produse înainte să le punem la dispoziție la fermier. În mod normal, un produs este testat în România 2-3 ani de zile înainte să dăm drum comercial, să spunem așa. După ce le testez la mine și le văd eficiența, la colaboratori ca și Andrei, confirmăm pe alt tip de sol, pe cultură, pe ciclu mai lung sau pe solurile mai reci din nordul țării, produsele au confirmat pe toate solurile și în toate culturile. Un lucru vreau să remarchez, dozele pe care sunt pe eticheta sunt doze maxime. Da? Sunt doze maxime. Noi am tradus eticheta din limba spaniolă cum ne-a venit din Spania. Am observat că anumite produse, doza recomandată în Spania este mult prea mare în România. Rugăminte, mai ales la citoplan și pleniflor, să nu facă nimeni abuz din aceste produse, pentru că atunci efectele nu mai sunt acele dorite și fructifică prea mult și planta nu pot să o duce. Ăsta este un mare avantaj, mai vreau un picuț să completez. Daimsa nu oferă numai o gamă largă de produse, dar oferă și tehnologii. Te și învață să folosești produsele respective prin Aurelian aici, care îți pune la dispoziție tehnologii precum aceasta. Tehnologia pentru tot sezonul, de la transplantare până la recoltare. Aveți cu doze recomandate. Aurelian recomandă și eu la fel aplicări în doze mai mici și mai dese pe tot parcursul sezonului.